Vă doresc să fiți sănătoși, e cel mai important lucru, să fiți alături de familiile dumneavoastră și să încercăm, nu doar de Crăciun și de Anul Nou, să fim o mare familie. Să ne bucurăm de aceste momente și pe parcursul anului care vine. Să vă dea bunul Dumnezeu bucurii, împliniri, iar dumneavoastră, domnilor, să aveți emisiuni cât mai multe și pe plan internațional, pentru că toate comunitățile noastre de români, și sunt foarte multe în diasporă, au nevoie de profesioniști și de cei care să le aducă gândurile bune și mesajele către cei de acasă, către comunitățile care îi așteaptă. Vă mulțumesc să vă dea Dumnezeu multă sănătate!